da, bam, ce panteră! Anda, fii atentă. Așa m-am simțit. Fii atentă, când vii, da, aici, lași tot ce nu ai nevoie. Exact. Ca să poți să te duci acolo în față, ca să te desfășori, ca să fii am tu. Am la valier aici în buzunarul am observat. Din interior al... Cine s-a uitat la un buzunar interior, mă, Anda? Era că zboară firul, zboară microfonul, da, am fost atât stresată, da. Nu, n-a zburat nimic, ai arătat super, arăți în continuare super, banda. Dar am pus geaca lângă, știi, să fiu încă conectată, connecting people. Connecting people. Nici nu ne-am conectat, nici am văzut nici geaca, nici... Am văzut pantera. Pantera. Da, pantera. Unde merge pantera? Așa am să te rog să scoți și ochi. Dacă zic, nu mă crezi. Poate cred. Fii atentă. Eram în duș. Udă toată. Și mă sună al meu. Vezi că vin. Și eu știam că e plecat. Au. Făcusem o salată de beof, că îmi place mie mult. Cu pui, cu sau cu vită? Cu pui. Cu vită, măi, Raluca, măi. De bogați. De la vita aia care o mulgeam noi la începutul emisiunii, știi? Așa. Mamă, ce mi-am dat seama că n-am pâine. Zic, băi, ce fac? Și am ieșit udă din duș. Repede cum stăteam eu prin casă. Așa să te prin, așa. Da, eu așa stau prin casă. Bine. Așa. O să vină și bine. Am fugit să cumpăr pâine, pentru că vreau să gustăm salata mea de beof. Păi da, te mai cer o dată. Mă fac de râs după aia. Te mai cer o dată. Bravo, pâine Anda. Pâine cu semințe. Cum? Pâine cu semințe? Așa ați cumpărat e? Nu, de graham. Păi știi ce se întâmplă de fiecare dată? Ai văzut când te duci la un fast food, să nu-i dăm numele. Îți iei cu dalea, cu hamburger, cu aia, cu aia și cola zero. Sau apă da, plată. Da, da, ador asta. Ador. Dar totul are o logică, pentru că caloriile din lichide sunt groaznice pe lângă cele din mâncare. Mâncare. Da, exact. Ții minte de la mine. Ador. Și atunci contează. Ținute, ținute, ținute. Cum arată ținuta? Adina. Mi se pare foarte sexy, Anda. Îmi place cum stăia în casă. Presupun că nici nu te-ai fardat, nu? Nu, de ce m-a nemachiată, nu. Deci am ieșit direct din duș, într-o data de casă, așa, și am fugit să cumpăr pâine. Îmi plac ochelarii, îmi place geaca. Cred că aș fi pus o altă geantă, mi-ar fi plăcut, nu știu, poate o geantă ceva mai mare, care să nu fie ținută de lanț. Așa aș fi văzut eu. Salupeta îi vine foarte, foarte bine și faptul că și-a făcut acest wet look îmi face să fie foarte sexy. Mulțumesc, Adina. Anda, în fața lor... O întrebare, scurt și la obiect. Cum te simți tu, Anda Adam, îmbrăcată în costumul ăsta cu mișcarea de panteră nebună pe care le-am văzut și le-am lins acolo, da? Că eu dansul al fac dimineața la prăjitoarea, practic eu așa mă trezesc. La cafea, la cafea. La prima oră, fie de... Eu am deschis ochii, e 7 dimineața. Păi așa mă... Și începe Raluca, vă spune cum îi duce cafeaua. Ia, ia, ia. Totului. Ia. Aia, aia, aia sunt. Aia sunt eu la prima oră la 7. Direct, deci, nu? Eu la prima oră la 7. E fix, direct. Băi, Anda, fii ținuta comportă modificări. O singură chestiune. Da. Aruncă geanta, că e nasoală. Și dacă vrei neapărat... Superb. Și dacă vrei să pui bikerița asta neapărat pentru că overall-ul ăsta stă divin, pune de lac. De lac negru. Ok. De lac negru. Lac, lucios și în picior, tot toc, lucios. Toc. Bă, da, alt? Toc. Ori tot, de, ori tot de catifea, pentru ca să continue ca lumea piciorul, un picior, în, da. Ori o încălțare de catifea, ori, dacă prin neapărat lac, dar să știi că ar cam tăia acolo piciorul, aș pune încălțare de catifea neagră, tot cu gros, nu platformă. Tot catifea să se continue exact. Rama și de la pantalon. Neapărat jachetă, dacă vrei, bikeriță, iau de lac. Și sex. Da. Îmi place foarte mult cum îți vine această salopetă, sigur că ai fi putut să rămâi în ea și să o accesorizezi masiv. Geaca așa purtată îmi place mult mai mult decât cum o porți pe umării, pentru că e o geacă mai mare decât tine, nu este o geacă... Da, da, e oversize. Este oversize, dar cumva, știi, și oversize-ul ăsta trebuie să fie un oversize care să te prinde pe tine, nu să te arăte așa cum spuneam despre Nicoleta, mai devreme despre fustă și cămașă, că pare a fi ceva nepotrivit. Auzi, ăsta era scopul, doar că am zis să plec și eu cu ea pe America și la valiera în buzunar și să pot să mă desfășor, să o arunc la final, că altfel n-aveam desfășurare de forțe în platou, știi? Corect. Da. Și rămânând doar într-o salopetă, trebuia să fi făcut ceva mai mult, pentru că este doar o salopetă. Dar îți vine foarte bine și acum stau să mă întreb, dacă pentru Raluca tu ai făcut dansul ăla, pentru mine ce faci? Pregătesc o ediție următoare.
Tăiță, mie îmi place lucrul pe care l-ai conturat. Să știi că sugestia lui Mătamare, alia soția mea aici, e foarte bună cu bikerul din lac. Și eu aș fi pus tot catifea în picioare, pentru că este o mică problemă de asociere a texturilor. Da. Dar iată un styling care, deși nu e format din foarte multe piese, mai terminați cu prea multe piese astea, că un styling se poate face și doar cu o salopetă și doar cu o rochie. Depinde ce faci cu ele. Iată, îți vine foarte bine. Și pune ochelarii la cameră să vadă că și aia sunt bine aleși. Bravo, dragă. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc. Wow, super. Vorbește și cu telespectatorii. Vă mulțumesc mult pentru susținere. Sunt aici să fac lucruri bune și frumoase și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi toți și de noi toate. Așa că dacă doriți, puteți să mă votați cu 1 la 1206. Mulțumesc, Andra.